Da, Beni, vezi, avem în mână ceva. Avem un CD-ul al lui Fabio. Da, este jumătatea mea, Beni, tu ești jumătatea mea momentan, pentru că ești geamănul meu și, evident, din burtă, încă din burtă, am plecat împreună la luptă. Hai să Și vedem tu ești de jumătatea mea, ce. dar sunt curios, cine este jumătatea lui Fabio, Fabio Niță, care este în dimineața asta alături de noi. Fabio, ce faci? Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit. Aș vrea să le arăți și telespectatorilor cum Da. arată CD-ul. De fiecare dată, Fabio, când te avem aici în platou la noi, mă impresionează faptul că zâmbești, râzi. Nu știu, mereu se întâmplă chestia asta. Când vii la noi, tu ești cu zâmbet pe buze. Ce te face să fii atât de fericit? În primul rând vreau să-i mulțumesc Dumnezeu că am putut să vin la voi, că m-am trezit cu o stare foarte bună și Ce frumos n-avem că... nimic de pierdut decât să Fabio... zâmbim și să fim buni. Fabio, pe lângă faptul că, iată, ți-ai făcut un album, ai scos un CD minunat, Da. iată că tu ai fost recent și în America, știm că tu călătorești foarte mult, cred că ai călătorit prin toată lumea. Vreau să te întreb cum a fost experiența din America. Ce e interesant acolo, de ce ar trebui să Noi ne mergem și dorim noi? De 25 de ani și n-am o ajuns. să reușiți și o să vă luați viza pentru că sunteți niște băieți foarte minunați și n-au cum să nu vă dea viza. Îți dă viza în funcție de cât de minunat ești. Normal că ei studiază exact persoana respectivă care dă de viză și atunci Cum a fost în America? a fost o experiență foarte frumoasă, a fost o dorință de-a mea de a mai ajunge încă o dată în America, pentru că mie anul viitor îmi expiră viza și mi-am dorit, dacă am prins o ofertă de nerefuzat, asta însemnând că am găsit biletul de avion la 300 de euro, ceea ce nu puteam să nu mă duc în orașul meu preferat de pe glob. Care este New York? New York, Și da. ce ai vizitat acolo în New York? Păi am fost la Muzeul Statuilor de Ceară, am fost la ăsta, muzeu Un alt cu obiectiv muzică, turistic. da. Și nu vreau să-i dau numele pentru că e reclamă și nu vreau, dar acolo am întâlnit o grămadă tablouri deosebite cu artiștii mei preferați, Mariah Carey, Michael Jackson, Madonna și mai mulți artiști. Foarte Fabio, tare. e impresionant faptul că tu ai călătorit în 200 de țări În în toată aproape lumea. 200 de țări, în 185 de țări, dar Exact. te apropii cu siguranță, Da, mai am probabil. vreo 15, mai am Da. Cuba, Australia, mai am câteva În și Australia când mergi? nu știu deocamdată. Este foarte greu de a obține viza. La tine cum planifici aceste călătorii? Efectiv apar dintr-o dată ofertele, găsești tu, gata, zici plec? Eu pe fiecare site în Vânezi care sunt oferte. înregistrat, îmi las acolo un clopoțel atunci când vine o ofertă foarte bună. Ei te anunță printr-un e-mail. De exemplu, mi-am găsit acum o croazieră în Europa, mi-am găsit un bilet de avion cu 35 de euro pe sens. Asta înseamnă 1 milion și ceva. Iar croaziera? Iar croaziera a fost 288 de euro de persoană până în 300 de euro, cu totul all inclusiv. Și Timp de o vizitezi săptămână? timp de o săptămână și dimineața te debarci și seara te Wow! îmbarci înapoi. Dacă stai puțin să te gândești, dacă pleci în România și faci un tur a României, cu siguranță consumi mai mult de 400 de euro, dar tu practic mergi cu doar 30 ceva de euro Da, până și în... ai totul all inclusiv cu cele mai tari mâncăruri din lume. Ce rute vor fi? Cum? Ce rute? De unde va pleca? Unde... Vom pleca din Genova, ne vom duce la Roma, după care Sicilia, după care voi merge în Spania, Ibiza, Ce tare! Barcelona, Valencia și apoi mă debarc în Franța, în Marsilia. De acolo mă întorc cu avionul către România, unde și acolo am găsit pe sens cu 60 și ceva de euro. De mult mi-am dorit ca să merg într-o croazieră, încă nu am ajuns, dar cu siguranță sperăm să ajungem. Tu ai mai fost într-o croazieră până acum? Până acum am 15 croaziere în jurul lumii. Wow! Dar cum se întâmplă să... Efectiv să călătorești atât de mult, mă întreb cum poți să Păi, dar asta ajungi. fac de-a lungul timpului, aproape de vreo 25 de ani fac lucrul ăsta.
Am început cu Europa, după care nu, mi-am de ce strâns... nu ți-ai făcut un vlog sau vlog, un vlog? Exact. Păi să vă spun de ce nu mi-am făcut. În cred că aveai o grămadă de abonați la momentul ăsta. Știu, dar eu mi-am dedicat vacanțele sufletului meu și pentru mine și am vrut să văd cu ochii mei, să mă concentrez la ceea ce văd pentru mine. Mi-am făcut câteva poze, mi-am făcut câteva filmulețe, dar nu vreau să-mi dedic timpul pentru oameni care poate nici nu știu să aprecieze lucrul ăsta. Și atunci am preferat să o fac doar pentru mine, uh-huh, pentru sufletul meu. Deci vrei să rămâi conectat, practic, acolo, la locul exact, respectiv? Să... Exact, pentru că am prieteni care fac lucrul ăsta și nu sunt liniștiți, nu sunt fericiți, doar că au bifat acele lucruri și atât. Eu vreau să fiu fericit în locurile respective, cum am fost aici la New York. Dacă observați toate pozele mele, este uite, o bucurie, pentru că iubesc este, să fac lucrul ăsta. Nu este târziu să faci ceva în privința asta. Eu îți recomand acum când te duci în croazieră, efectiv începând din prima zi, ca să se scrie în descriere, prima zi de croazieră, să postezi tot parcursul tău pe TikTok. Și să vezi cât o să crești în abonați. Și... N-ai văzut că acum se închide TikTok-ul? Lasă-mă, că n-ai de unde să știi. Poate se va închide, poate nu. Dar vreau să zic, să faci experimentul ăsta și să vezi câți abonați o să ai la finalul primei săptămâni. Uite, am să fac exact ce spui tu. Te rog, și să vezi câți abonați vei avea la final. O să vezi că prinde foarte mult, pentru că oamenii sunt interesați de călătorii, și de traveling. TikTok și pe Instagram. Reels și toate da, astea. Și pe Instagram poți să postezi. Adică eu, sincer, ai o experiență atât de vastă în ce înseamnă traveling-ul. Știu, dar și... nu știu, sunt fericit așa, nu știu, mă încarcă da, foarte da, mult. Da, ce faci când mergi în călătoriile tale, pe lângă obiectivele turistice? Păi nu am prea multe ce să fac. De exemplu, la New York am stat o săptămână. În fiecare ce mănânci? Zi, ce-ai mâncat? Păi am mâncat, am fost la fast food, am fost la restaurante mai ok, uh-huh, ca preț. Am fost, adică există un restaurant, bine, există mai mult și în Europa, peste tot, există restaurantele happy hour. Asta înseamnă că dai 10 euro sau 15 uh-huh, euro și mănânci cât vrei tu și uh-huh, ce vrei tu de acolo din uh-huh, restaurantul respectiv. Deci probabil alegi anumite... anumite zone încât să da, nu ești destul de scump. Da, buget foarte mic, pentru da, că nu îmi permit să merg la cele foarte scumpe. Uh-huh. Adică nu sunt genul de om să spun, vai, am fost la cele mai scumpe restaurante sau la cele mai scumpe hoteluri. Vreau să vă spun că la New York am stat într-un hostel unde am dat aproape 25 de euro pe noapte. Ceea păi ce nu e mult. În New York, o noapte de stat la un hotel normal este peste 60-70 de euro pe noapte. Și care au fost condițiile la un astfel de hostel? Exact ca la un hotel de lux, doar că stai cu mai multe persoane în cameră. Ceea ce pe mine nu mă deranjează, pentru că eu stau în locul meu și fiecare... Ai vizitat noaptea New York? Uite, vedem imagini. Da, cum se vede noaptea? Și am fost deasupra orașului New York. A fost foarte frumos, a fost poate cel mai frumos lucru care mi s-a putut întâmpla în New York, să vezi orașul strălucind noaptea. Dar uite, observ imaginile și mă întreb dacă ai călătorit singur sau cineva ți-a făcut imaginile. Nu, am călătorit singur, doar că am rugat oamenii okay, de pe stradă să mă ajute. Totdeauna alegeam oamenii în grup, ca să nu se trezească vreunul să fugă cu telefonul tine, meu. Nu, că nu se ia nimeni de tine, pentru că e foarte multă poliție acolo. Ok. A fost să nu fugă cu să telefonul. Să nu fugă cu telefonul. A fost, dar chiar în toate călătoriile tale ai avut parte și de peripeții din astea, să pățești ceva? Nu, îi mulțumesc Dumnezeu că m-a ferit de acest lucru, dar de-a lungul timpului îți dai seama că am avut și tot felul, de exemplu, am pierdut avionul, mi-am pierdut pașaportul, adică... Și ce ai făcut? În Spania mi-am pierdut pașaportul și norocul meu că tatăl meu mi-a trimis prin poștă buletinul. Înțelegi, ca să pot să vin în România. Au fost tot felul de întâmplări, dar am trecut cu brio, pot să spun eu, peste ele. A fost vreun loc anume care te-a impresionat foarte mult? Sunt multe locuri care m-au impresionat. De exemplu, hai să zicem să oferim un top 3, un top 3 al locurilor pe care tu le-ai vizitat. New York, Tokyo, Bora Bora. Wow. Ai fost și în Tokyo? Da, am fost și în Tokyo, în Japonia, am fost și în Bora Bora, colonia franceză, am fost în multe locuri. Ești din incredibil. Lumea asta. A ajuns peste tot. A fost tot. Dorința mea cea mai mare
de la o vârstă foarte mică. Asta e dovada că poți să ajungi oriunde și poți să-ți îndeplinești visul și să călătorești cu bani puțini. Da, o să urmăm și noi traseul tău și o să încercăm și noi să atingem măcar 50 de țări până la 185. Da? Și pentru că am ajuns la final înainte să ne despărțim, avem un bol acolo în dreapta ta, să extragi de acolo o întrebare. Mai de la fund, cred că toți invitații au tendința să extragă de la... Hai să vedem ce întrebare ți-a picat, Fabio. Care este lucrul ce ți-a plăcut atunci când ai fost copil și îți place în continuare? Mi-a plăcut să mănânc ciocolată și de mic mâncam ciocolată africană, așa cum în ziua de azi mă duc și îmi cumpăr cea mai ieftină ciocolată africană care o mănânc cu aceeași poftă de când eram mic. Fabio, ești un om extraordinar, mulțumim mult. Mulțumesc frumos. Și mai am să mai spun ceva despre albumul ăsta. Vreau să le mulțumesc tuturor compozitorilor, Alin Radu, Alex Mica, Play & Win. Sunt foarte mulți artiști acolo care m-au ajutat și le mulțumesc frumos, mulțumesc frumos. Vă mulțumesc și vouă echipei Matinal A7 TV și n-am decât să vă mulțumesc pentru Fabio, tot. Fabio, mulțumim și să știi că aștept să văd cum va fi vacanța ta pe croazieră, pentru că o să te urmăresc pe TikTok. Mulțumesc. Fabio Niță pe Instagram, urmăriți-l, vedeți, are mereu călătorii ieftine, așa că nu ezitați să-i dați un follow.